Bună dimineața la toată lumea, dragii mei, dragele mele, ce faceți voi astăzi? Astăzi este vineri, dragii mei, suntem în 20 mai. Astăzi fetița mea a plecat într-un fel de mini-vacanță, să zicem așa, am fost un pic emoționată. În fine, am dus-o la autocar împreună cu tata ei și surioara, am cam plâns un pic. Na, știți cum e când pleacă copilul în prima vacanță, te simți un pic așa. Astăzi intru să vă fac o cafea pe zodii, să zicem așa, n-am mai făcut niciodată, și vreau să vă fac așa în mare, pentru fiecare zodie în parte, să vă punzați pe farfurie și să vedem ce vă iese vouă pentru fiecare zodie, da? Până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, da? Așa că, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez, sper că sunteți toți bine, sper că ați făcut ritualul care a fost de eclipsă de lună, da? În august o să vină o altă eclipsă de soare, o să vă anunț eu ce trebuie să facem, să ne vedem cu bine până atunci, să fim sănătoși. Vă pup, vă îmbrățișez, sunteți toți în rugăciunile mele până pe data de 25, da? Așa că voi începe să punzați pe farfurie pentru prima. Uitați, am pregătit aici zațul din această cană. Pun așa o linguriță, maxim două, pentru prima zodie, da? Pentru prima zodie, să vedem ce este la prima zodie, la berbec. Hai să vedem la voi, berbecii, ce vă spune la voi și toți cei care sunteți ascendent în berbec. Voi da cana așa ca să putem să vedem lectura noastră. Pentru voi toți cei din zodia berbecului cu ascendent în berbec, vă cade un pom. Ia uitați-l ce frumos e pomișorul, ca un fel de trifoi, da? La un drum lung voi veți avea o realizare. Dacă sunteți cu inițiala de C, în primul rând L și I, vă cade o realizare la un drum lung. Poate că faceți un drum lung în țară străină, poate că lucrați undeva sau poate vă pregătiți să plecați la un drum, vă va cădea cu noroc, da? Aici aveți un copilaș, mulți dintre voi din zodia berbecului, o fetiță care vă gândiți foarte mult la ea, o aveți mult în sufletul vostru, poate este fetița voastră, poate că este o nepoțică, o iubiți foarte mult sau poate că cineva din familia voastră aduce pe lume un copil sau de ce nu chiar voi personal o să aveți o fetiță frumoasă și grăsuță dacă sunteți cu inițiala de M, de V, de R iară, da? Vă cade o verghetă. O să primiți cadou sau veți fi cerute în căsătorie sau are legătură cu logodna sau căsătoria voastră unde ați avut ceva probleme cu o persoană din zodia Taur, da? Care are o inițială de J și mai se poate vedea o inițială de M. Vă apare un cățeluș micuț, ia uitați-l ce frumos, persoane de încredere, care sunt aproape de sufletul vostru, de inima voastră. Bineînțeles că aici vă mai apare, ia uitați, această femeie care dansează cu capul, cu păr în cap, da? O femeie cu inițiala de L, se mai poate vedea un I, care veți fi invitați la o nuntă, la o căsătorie, la ceva anume. Aveți iar un chip foarte frumos, aici doi ochișori, o față, sunteți protejați de divinitate, de îngeri, pare un nor de pe cer care vă protejează cu ceva anume. Dacă întoarcem așa, aveți grijă la pierderi financiare, sunt persoane un pic false în jurul vostru, care vă vor crea ceva pierderi financiare până la sfârșitul lunii, da? Sau poate că aveți datorii, da? Veți scăpa de un șobolan care înseamnă un ecaz și veți scăpa de ceva probleme în dragoste. Se mai poate vedea că vi se va îndeplini cât de repede o dorință în două puncte pentru persoane, în special cu inițiala de R, dragii mei berbeci. Asta a fost pentru zodia berbecului. Vom vedea și pentru voi cei din Taur, da? Să vedem și taurii. Și la voi la Tauri imediat pregătesc. Sper să-mi ajungă timpul ca să fac pentru toată lumea. Hai să vedem pentru voi toți cei din zodia Taur. Ce vă spune vouă cafeluța? Taur, ascendent în Taur, da? Să vedem și vouă ce vă spune. La voi aici, cei din zodia Taur, până la sfârșitul lunii, aveți o mare supărare.
păcat de o supărare, o să aveți lacrimi, o să vărsați lacrimi, mai ales femei, da? Dacă sunteți cu inițiala de L, dacă sunteți cu inițiala de C, o să vărsați lacrimi pentru o problemă, pentru o situație care are legătură cu un bărbat. Ori acest bărbat este soțul vostru, vă supără, vă deranjează, ori este partenerul de viață care are un comportament un pic ieșit din comun. Atenție mărită la cruciulițe de boală pentru persoane cu M, cu E, cu S, da? Să nu vă îmbolnăviți sau să faceți o răceală sau ceva. Mai aveți un 7, o realizare, dar va fi după 2 puncte, care poate să însemne chiar 2 luni de zile, vi se va realiza ceva într-o situație de bani, probabil într-o situație de loc de muncă. Aveți un brad, chiar dacă este bradul înconjurat de negru, asta este viața voastră, aveți rădăcinile bine plantate în pământ, cei din zodia Taur, sunteți semn de pământ. Ia uitați aici cum pleacă din viața voastră o fantomă, da? Acești ochi, dacă îi vedeți, această gură, da? O persoană rea, vă eliberați de o persoană rea care era deasupra capului ei, deci o mare pisică, un animal, ceva de genul, dacă vă uitați bine, da? Poate că voi ați avut un necaz și vă eliberați de acest necaz sau poate vă eliberați de o energie negativă care era, bineînțeles, căzută pe căsnicia voastră. Dacă ne uităm așa, apare un cap mai degrabă de dulău, dar este pe alb, da? Ați avut un dușman care a încercat să vă facă probleme, da? V-ați eliberat de el sau veți scăpa de acest dușman pentru că există o lumânare aprinsă, în special pentru persoane cu inițiala de B, de D, se mai poate vedea un T și un F. Veți scăpa de un dușman periculos care v-a creat probleme ceva în trecut. Dacă întoarcem așa, aveți ceva dorințe care stau să se îndeplinească într-un punct, în special pe sistem financiar. Vedeți, este o inițială de F, este iar o inițială de L, aveți niște ochelari, cineva este cu ochii pe voi, da, care vă urmărește din umbră vis-a-vis de dragoste. Poate că aveți pe cineva care este invidios, invidioasă pe dragostea voastră și încearcă să vă facă probleme, în special dacă voi sunteți cu inițiala de N și A, feriți-vă de prieteni falși, încercați să vă dați seama care sunt acești prieteni falși, dar voi veți scăpa, voi cei din zodia Taur, vă veți elibera de un mare rău, de un necaz, de o problemă care voi ați avut-o vis-a-vis de trecutul vostru, da? Acum vom încerca să vedem pentru zodia Gemeni, imediat voi face și pentru Gemeni, doar să șterg farfurioara. Haideți să încercăm să facem și pentru zodia Gemeni. Pentru voi toți cei din semnul Gemeni, da? Și ascendentul în Gemeni, să vedem ce vă iese vouă la toți cei din zodia Gemeni. Pentru voi din zodia Gemeni, să vedem, vărsați lacrimi de bucurie, veți avea o reîntâlnire cu cineva la care nu mai sperați. Poate să fie că vine cineva care nu l-ați mai văzut de mult, o persoană cu inițiala de L și I, și vă veți bucura foarte mult. Veți face o mini-vacanță, spun eu, veți pleca undeva la iarbă verde, undeva vă veți distra cu cineva care voi l-aveți la sufletul vostru. Pentru alții dintre voi veți fi foarte îngrijorați, în special dacă aveți copii mici, pentru că copiii voștri o să aibă ceva probleme cu digestia, da? Aveți mare atenție ce le dați de mâncare, pentru că vor avea ceva, Doamne fer, să n-aibă o intoxicație alimentară. Foarte multe bârfe aveți voi toți cei din zodia Gemeni. Sufletul un pic închis, pentru că sunteți persoane probabil care puneți la suflet bârfele create din partea unei persoane cu inițiala de B. Se mai poate vedea că aveți bârfe create din partea unei persoane cu inițiala de M. Poate că familia, prietenii vă bârfesc, aflați acest lucru. Cu toate astea, în unele situații, voi aveți o anumită stabilitate, se poate vedea această ancoră, da? Aveți o stabilitate, poate și în relațiile voastre de căsătorie, relațiile voastre care voi le aveți, aveți o anumită stabilitate, în special dacă sunteți cu inițiala de O. Ați avut un păianj la casă, ați avut o ceartă, ați scăpat de această ceartă. Aveți aici, aveți grijă la acest mic porcușor, acest animăluț, să nu fie o boală, să nu cumva să suferiți de alergii sau să vi se întâmple ceva vis-a-vis cu sănătatea. Va trebui să aveți
un pic de atenție la sănătate, ce mâncați sau dacă știți că ceva nu vă priește, da? Se mai poate vedea dacă vă uitați acest chip, da? Ca și cum ar fi un schelet, ceva de genul de animal, craniul de animal. Aveți ceva încărcări negative, voi cei din zodia Gemeni, create de o persoană cu inițiala de C și se mai poate vedea o inițială de un R mare, da? Poate că cineva din trecut vă lucrează sau încă planează asupra voastră niște energii negative ca să vă îmbolnăviți. Mă scuzați, și să nu vă meargă lucrurile cum trebuie. Aveți ceva blocaje în deplinirea unor dorințe, din câte văd, ceva vești rele ajung la sufletul vostru, dar pentru asta și voi, ca fiecare, aveți o protecție divină și până la jumatea lunii iunie, zic eu, veți scăpa de niște probleme, da? Să vedem acum pentru voi toți cei din zodia Racului și ascendenții, toți care aveți ascendentul în Rac și zodia Racului. Haideți să vedem. Vom pune zați pe farfurie pentru voi toți cei din zodia Rac. Să vedem și la voi la Rac ce vă iese la Rac. Raci, raci, raci. Voi raci, atenție mărită că veți avea o perioadă de nervozitate, aveți o podcoavă ruptă, asta înseamnă că pierdeți bani, aveți la casa voastră un mic șoricel, o pagubă, orică cheltuiți bani foarte mulți, orică cineva încearcă să vă facă o pagubă. Vă mai iese, bineînțeles, un trifoi, asta este foarte bine, din punct de vedere financiar veți avea un câștig mai mare, interacționați foarte bine cu zodia Capricorn și cu Leu, poate aveți persoane în Leu și în Capricorn cu care vă înțelegeți foarte bine, aveți un Yin și Yang într-o relație, asta ce înseamnă? Câteodată voi sunteți Yin, câteodată el Yang, adică comportamente diferite, caractere diferite, da? Unul este prea calm și unul este prea rebel și din cauza asta de multe ori relațiile nu merg. Aveți ceva certuri voi cei din zodia Racului cu familia, mă scuzați, vă certați cu neamurile, cu familia, ceva neînțelegeri, ceva probleme familiare, se poate vedea, dar până la urmă se vor rezolva. Ceva neînțelegeri, poate cu tata, cu mama, cu sora, cu cumnata, cu soacra, ce știu eu. Se mai poate vedea că veți avea un câștig de bani extra, poate că lucrați muncă în afara muncii care o aveți, aveți grijă cu inima, că puneți totul la inimă, pentru că aici am iese o inimă neagră, da? Sau cineva vă supără în patru puncte și veți pune totul la inimă și puteți să vă îmbolnăviți cu inima, sau dacă, no, fix acum am apucătusa. Dacă sunteți deja bolnavi cu inima, atenție mărită, da? Cu căldura. Ce mai iese? Mici drumuri pentru persoane cu N, cu P, cu F, veți face drumuri pentru a vă rezolva o situație cei din zodia Racului și cineva vă dă o datorie înapoi care voi i-ați dat-o. Vă restituie o datorie. Haideți să vedem și pentru lei, da? Zodia Leului. Să vedem și la voi la lei ce vă apare vouă în zodia Leului și ascendent în Leu până la sfârșitul lunii. Să vedem pentru voi lei. Pentru voi toți cei din zodia Leului în pod. Vă cade o despărțire, da? Să nu uităm că este o cafea generală, o lectură generală, da? Vă cade o despărțire cu tristețe, cu supărare. Vă veți despărți de cineva și veți vărsa lacrimi. Ia uitați aici, fața asta care plânge, o femeie care are inițiala de F și S. Vă veți despărți, un bărbat care pleacă la un drum lung sau pleacă după o altă femeie, veți suferi sau deja suferiți pentru această despărțire. Prieteni de nădejde aveți lângă voi, vă izolați mulți dintre voi și a trebuit să nu vă izolați, ieșiți afară din casă, să nu stați în casă, aveți un dușman foarte periculos cu inițiala de C. Eu cred că este o femeie, poate această femeie a contribuit foarte mult la despărțirea voastră de un bărbat cu care ați stat vreo 4 ani de zile. Ce pot să văd? Persoane care le-ați dat la spate, ați făcut o anumită curățenie sau veți face o curățenie energetică în viața voastră.
o schimbare de casă, de apartament sau o reînnoire într-o casă vă mai cade, o schimbare chiar și cu locul de muncă, s-ar putea să găsiți un alt loc de muncă, să plecați undeva la un drum, până la urmă vă veți reveni din această despărțire, spun eu, că veți întâlni pe altcineva în destinul vostru, în viața voastră, în două puncte care înseamnă două zile, două săptămâni, două luni, da? O dorință care o aveți un pic de răzbunare, spun eu, dar dorința asta deocamdată nu stă în picioare ca și cum semne de întrebare. Persoane foarte harnice, foarte muncitoare, sunt lucruri care se mișcă încet, pentru că acolo apare un melc, dacă îl puteți vedea, sunt lucruri care se mișcă încet, dar până la urmă și la voi situația se va rezolva, pentru că vă iese un 7, o realizare pentru o situație, da? Vom încerca să vedem și pentru zodia fecioară și zodia mea, bineînțeles. Fecioara, semn de pământ. Hai să vedem și la noi, la fecioare, ce iese. La fecioare, la fecioare. Da. Pentru unele fecioare se deschide o ușă, da? O să aveți de-a face pe viitor cu o femeie cu părul lung. Ia uitați, această femeie cu părul lung. Va trebui noi, toate cele din zodia fecioare, să fim atente la o persoană cu inițiala de V, care pare o persoană cu o față de îngeraș, așa, dar este o persoană invidioasă pe succesul, pe afacerea noastră, da? Această persoană are fața chiar și de fetiță, mai tinerică, așa, atenție mărită cu cine vă vorbiți și vă deschideți sufletul, pentru că persoanele sunt invidioase. Ce mai se poate vedea? Un iepure. Un iepure poate... aveți o frică, da? Persoane cu inițiala de G și O, vă este frică de ceva anume, va trebui să vă eliberați de temeri și de frici, pentru că apare o frică care voi o purtați în spatele vostru pentru ceva, o situație anume, da? O explozie, adică o bombă atomică, da? Ia uitați, aici e ca și o bombă, ca o ciupercă care explodează, da? Multe fecioare vor exploda, ori vor auzi ceva de ele, ori se vor simți trădate, ori ține prea mult în sufletul lor și dintr-o dată explodează pentru o anumită problemă. Veți călca un șarpe în picioare, asta este foarte bine, vă veți elibera de o situație negativă, de un dușman, veți călca acest șarpe în picioare, poate chiar acest șarpe vă va face să explodați. Aveți ceva blocaje, unele dintre voi, într-o anumită situație, poate doriți să realizați ceva și deocamdată vi se pun blocaje. În rest aveți ceva succes financiar, dar cum vin banii, așa se duc, nu prea stați bine cu sporul banului, să zicem că nu rămâne banii la voi, da? Unele dorințe se realizează, doriți să plecați la un drum, dar deocamdată rămâneți pe loc, nu plecați niciunde. Pentru unele fecioare, un nou început în anumită situație, un cârlig, vă agățați de o situație care ar trebui să o lăsați să se elibereze și vărsați lacrimi, vedeți, plângeți pentru unele probleme personale care voi le aveți. Se mai poate vedea o inițială de A, o inițială de R cu anumite schimbări, da? Scăpați de un necaz și voi, fecioarele, vă eliberați de ceva anume, faceți curățenie în viața voastră și scăpați de un necaz. Să ne uităm și pentru zodia balanță și toți cei care aveți ascendentul în balanță, da? Balanțele și ascendentul în balanță. Haideți să vedem și la balanță ce cade. Balanțele până pe la sfârșitul lunii, da? În primul rând vă pare un căluț de mare, care asta este foarte bine, un noroc neașteptat. Voi aveți momente când credeți că o situație nu se schimbă, dar situația se schimbă. Persoane cu inițiala de A, se poate vedea un A mare și un U, o schimbare cu un loc de muncă, cu o realizare. Multe persoane singure din zodia balanței, dar apare cineva în destinul vostru și ca și cum ați fugit de dragoste, pentru că încă n-ați putut ierta sau n-ați putut uita un trecut. Atenție mărită cu probleme la coloană, mi-arată coloana, dureri de spate. Veți face o vizită la mare, ochelari, plajă, se poate vedea. Poate că mergeți în vacanță la mare, este cald afară, vă relaxați.
ceva lipsuri financiare vă cade vouă celor din zodia balanțe, se poate vedea că renunțați la un loc de muncă și începeți un alt loc de muncă, vi se îndeplinește o dorință cam imposibilă, zic eu. Aici vă apare un puișor de șopârlă, să zicem, dar este pe alb și asta este bine. Un necaz care din necaz se transformă în pozitiv, adică din negativ se transformă în pozitiv și vă cade pe inimă cu fericire. Da? Aici se arată că ați plâns, sunteți un pic supărate cele din zodia balanțelor și ascendenți, dacă sunteți cu M, cu T, cu I, iar mai mi-apare un S pentru o veste care o primiți fulger, dar nu este chiar atât de rău cum o credeți voi pe moment. Poate pe moment veți fi foarte super agitate, dar această veste nu este de rău și vi se va îndeplini o dorință legată de dragoste pentru cei toți cei din zodia balanței, da? Haideți să ne uităm acum și la Scorpion, toți cei din zodia Scorpionului, ce arată la voi la zodia Scorpion și ascendent în Scorpion. Pentru voi, Scorpionii, o caracatiță în primul rând, asta poate să însemne un necaz, da? O caracatiță. Aici mai apare o femeie, uitați că se vede ochii, vedeți ochii și păr, un cap așa cu păr așa. Această femeie este o femeie rea care vă pune obstacole și nu vă lasă pe voi să vă realizați problemele voastre. Poate că are legătură cu o femeie care vă face farmece, pentru că este de la drum. Ia uitați și pe acest drum este un șarpe, vedeți șarpele. Poate că vă creează probleme sau poate că voi suferiți pentru o persoană care este bolnavă și plânge. Ia uitați, are cruci, vedeți? Cruci, da? Poate că are legătură cu o persoană din familia voastră cu inițiala de L, cu inițiala de M, cu inițiala de I, care are probleme de sănătate, da? Această persoană în capul ei, dacă vă uitați, are o fantomă. Ori este o vrăjitoare care vă lucrează vouă cu probleme negative, ori este o persoană care voi vă zbateți pentru ea să scăpați de ceva energii negative, se vede clar acea fantomă în capul acestei persoane, da? Multe persoane din zodia Scorpionului veți face drumuri, veți face călătorii pentru a vă rezolva ceva probleme, ați avut ceva blocaje, suferiți un pic din punct de vedere nervos, da? Dacă sunteți cu S, cu E, dacă mai sunteți cu P și cu U, un B foarte mare se poate vedea și cu toate astea veți rezolva o situație, aveți ceva blocaje pentru a pleca la un drum, ia uitați ce blocaj mare aveți, da? Se face chiar din fața acestei femeie acest blocaj. Atenție mărită și voi cu sănătatea, oricum s-ar putea să aveți pe cineva care vă creează probleme din punct de vedere al magiei, pentru că această fantomă din capul acestei femei mie mi-indică faptul că această femeie este o vrăjitoare care v-a lucrat cu ceva pentru voi toți cei din zodia Scorpionului. Aveți un fier de călcat, veți călca în picioare pe cineva care vi-a făcut probleme și persoana respectivă va rămâne mirată, pentru că aici mai este o față, vedeți? Doi ochi, încă o față și din animalul ăsta, din blocajul ăsta se face un păr. Deci este clar că voi veți scăpa de o problemă și persoana respectivă se va mira pentru faptul că nu reușește să vă puie la pământ, să spunem așa, da? Vom vedea și pentru cei din săgetător. Săgetători acum, să vedem la voi la săgetător ce vă iese și pentru toți cei care aveți ascendent în săgetător. Să vedem la săgetători. Ia să vedem la săgetător ce iese. Săgetătorii. Aveți o cămilă, este foarte bine, un succes pentru persoane cu A, pentru persoane cu V și chiar un N. În 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni vă cade un succes cu această cămilă. Vă apare o inimă rănită, da? Suferință în dragoste sau suferință pentru cineva și puneți la suflet. Vă apare o prietenie de nădejde cu o persoană cu inițiala de C, de L, de I. Vă apare 17, poate că are legătură cu 17 ore sau pe data de 17.
voastră și pe luna viitoare vă cade o surpriză, poate este ziua voastră, la mulți ani cu ocazia asta vă cade o surpriză pentru voi cei din săgetător. Aveți grijă cu tensiune, aveți ceva probleme cu inima, aveți prieteni de încredere pentru că aveți foarte mulți cățeluși, vi se îndeplinește o dorință legată de bani și chiar și de dragoste, persoane cu M, cu N, cu I iar îmi cade. Dacă aveți copii, aveți grijă cu copilași să nu fie prea zbenguiți, da? Primiți vești de departe, o îngrijorare pentru o anumită persoană, de această persoană îi cade un 7, o realizare, așa că ar trebui să nu vă mai îngrijorați. Atenție mărită să nu luați țepe la locul de muncă pentru că vă cade o pierdere de destul de mare de bani, poate că ați muncit undeva și persoana respectivă nu va plăti, vă spun că nici nu vă plătește. O schimbare și vouă vă cade de loc de muncă. Atenție mărită iară cu insolația, sunteți predispuși să faceți insolație, dacă mergeți în spațiu unde este căldură, luați-vă o șapcă în cap. Și probleme cu inima pentru persoane cu S, cu T, cu O și bineînțeles surprize neașteptate cu bucurii vă cade vouă celor din zodia săgetătorului. Să ne uităm și la Capricorn. Și toți cei care aveți ascendentul în Capricorn, să vedem și vouă ce vă cade zodia Capricornului. Hai să vedem la Capricorn. Capricornii. Aveți un iepure foarte mare, va trebui să fiți atenți la ceva pentru că purtați o mare frică. Ia uitați iepurașul, îl vedeți? Se vede și urechea. Aveți o frică pentru ceva, poate că aveți o frică în dragoste să nu vă pierdeți partenerul de viață, poate că aveți o frică să nu se întâmple ceva cu cineva, da? Deci dacă sunteți în special cu G, persoane cu G, cu A, cu L, mi-apare, purtați o frică pentru o anumită situație, pentru o anumită problemă, poate aveți o problemă și aveți frică să vorbiți de această problemă, da? Vă gândiți că dacă spuneți acest lucru, poate că vă creați probleme. Că e la locul de muncă, că e într-o relație, atenție mărită cu această frică, ar trebui să vă luați curaj și să vorbiți. O persoană cu inițiala de M care vă creează probleme, poate de aia este această frică, aveți un dulău mare, aveți un dușman, da? Un dușman periculos care vă poate crea probleme, acest dușman este cu inițiala de E, de C, se mai poate vedea un L, aveți în picioare o sfântă, vă protejează de ceva anume, rugați-vă foarte mult la Sfânta Fecioară, Marta sau Maria sau Sfânta Ana, de ce nu, ce știu eu. Vă mai apare o pisică, persoane false în jurul vostru care vă creează unele probleme, probleme în familie cu copiii, dacă aveți copii trecuți de 14 ani, în special fetițe, vă creează probleme. Dacă ne uităm așa, iepurele stă jos, da? Poate că vă este frică că sunteți însărcinată și nu știți ce să faceți, să țineți sarcina, poate că vă este frică de o anumită boală. Oricum vi se va îndeplini și vouă o dorință într-un punct mic, o zi, o săptămână, o lună. Vă mai cade, ce se mai arată aici? Aici vă apare un pește, un bani, foarte mulți bani vă cade, persoane cu E, dacă sunteți, vă cade o secure, o să aveți un război cu cineva anume. Și bineînțeles că lăsați ceva vechi la spate și veți începe ceva nou, da? Acum vom vedea pentru pești. Zodia peștilor. Să vedem și vouă la pești ce vă iese. Și ascendenți în pești, da? Vă iese un mare necaz la casa voastră, veți avea un război, o ceartă, o luptă cu cineva anume. Aveți un rechin, dușmani foarte mulți aveți voi toți cei din zodia peștilor. Schimbați o casă, o ceartă pentru o casă, avere, ce se poate vedea. Aveți o bufniță, primiți vești de rău cei din zodia peștilor, dar aveți un
aveți un urs care înseamnă o putere, o putere foarte mare, deci sunteți persoane puternice dacă sunteți cu inițiala de G, dacă sunteți cu inițiala de K, dacă sunteți cu inițiala de F și iar un M, deci chiar dacă voi aveți dușmani și vă cunoașteți dușmanii, voi sunteți persoane puternice, da? Sunteți persoane puternice, că apare acest urs, da? Ce se mai poate vedea? Se poate vedea că aveți un port mistreț, cred că aveți o boală sau duceți pe picioare o boală sau vă aveți grijă de cineva care are o boală, care e căzut la pat, da? Și îl îngrijiți. Aveți nevoie de bani și aveți lipsuri, da? Lipsuri financiare. În casa voastră există ceva lucruri negative pentru voi cei din zodia peștilor și ascendenți în pești. Aveți, planează asupra casei voastre niște lucruri care nu prea sunt la locul lor, da? Niște fantome, niște spirite, o casă bântuită, o casă care e blestemată, Doamne ferește. Ia uitați ce mască urâtă aveți aici, da? Poate nu la toată lumea se potrivește, dar asta vreau să spun, da? Vă mai apare, bineînțeles, un mic șoarece, da? Deci un necaz la casă. Eu cred că dacă voi veți schimba casa sau veți chema un preot să vă sfințească casa, lucrurile vor dispărea. Aveți oricum nevoie, toți cei din zodia peștilor, de o purificare. Vi se îndeplinește o dorință legată de un drum lung, din câte văd eu. Vi se îndeplinește o dorință legată de un drum lung pentru o realizare anume. Și ce se mai poate vedea? Un 7, o realizare, o mică numărătură de bani pentru cine nu vă așteptați, dar oricum aveți foarte mulți dușmani, aveți foarte mulți șerpi la casa voastră, aveți o casă bântuită, sunt blocaje, nu vi se pot îndeplini unele dorințe, aveți ceva acte, ceva documente care vă aduce totuși un anumit noroc și vă apar ceva cuțite, dușmani care vă împun pe la spate, dragii mei, dragile mele. Eu sper că vi-a plăcut această lectură, acest oroscop în cafea. În cazul în care am uitat vreo zodie, vă rog frumos să-mi lăsați scris, mă voi uita și vă voi spune, da? Că cred că mi-am pierdut un pic firul, nu sunt, poate nu am fost atentă. Eu vă pup și vă îmbrățișez, nu uitați că până pe 25 eu vă fac ritualuri, da? Și rugăciuni speciale. Dacă doriți o lectură personalizată în cafea, mă căutați pe WhatsApp. Cu această ocazie vă doresc un weekend minunat și binecuvântat și Dumnezeu din cerul să fie lângă voi, să vă protejeze de tot răul. Vă pup și vă îmbrățișez, dragii mei, și vă doresc tot binele din lume. Doamne ajută!